Bine te-am găsit, draga mea! Îți prezint un model de unghi de Crăciun și anume, pe o paletă, pe o hârtiuță lucioasă, pe orice ai tu la îndemână, îți așez o culoare albastru deschis. În cazul meu, eu am folosit gelul Paint Gel Light Blue de la Noblesse Nails. Și folosindu-mă de această pensulă cu burețel la capătul ei, care am achiziționat-o de pe unghifalseangro.ro, voi crea un ombre pe tipsulețul meu. În cazul tău, tu ar trebui să începi din momentul în care ai terminat de finisat apexul, ai terminat de dat formă unghiuței, lungime, absolut tot, ca și cum ai aplica acum culoarea. Și deci, cu acest burețel mă folosesc de el și încep să creez un ombre în zona cuticulei albastru și la vârful unghiei alb va fi până la final. Draga mea urmăritoare, dacă îți achiziționezi produse de pe unghifalseangro.ro, iar în secțiunea comentarii scrii codul Ionela 5%, primești o reducere de 5% și pe site-ul Noblesse Nails, dacă în secțiunea cod voucher scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Fiindcă albastrul meu mi se părea destul de palid, să zic așa, l-am amestecat cu o altă nuanță de albastru ușor mai închisă, ca totuși să se vadă ceea ce lucrez eu pe acest tips, să aibă puțin contrast, să aibă puțin efect. Și, draga mea urmăritoare, nu uita că în 15 noiembrie începe Black Friday în România și atât unghifalseangro.ro cât și Noblesse Nails vor avea Black Friday și vor avea reduceri frumoase, formidabile. Așadar, pregătește-ți lista și fă cumpărături în acea dată sau în acele date cu Black Friday. Pentru că unele firme s-ar putea să nu țină Black Friday chiar în 15 noiembrie, dar tu fii pe fază și ce îți place și ce îți dorești să-ți comanzi, comandă-ți în data de Black Friday. Am tot uscat câteva straturi, după care revin de fiecare dată ca să până mi se cunoaște pigmentația și mi se cunoaște pierderea între ombre, da? Pentru că creez aici un ombre între albastru și alb. După cum vezi, nu am curățat brățelul absolut deloc pentru că oricum nuanța era absorbită foarte tare de el. Am luat pe burețel alb și încerc să-mi creez ombre prin partea albă, de la marginea liberă, de la vârful unghiuței. Creez și cu alb de 2 sau 3 ori până când îmi place cum iese, usuc între ele, da? Ia uite ce frumos arată. E formidabil. Îmi place acest burețel la nebunie. Dacă aș fi știut că este atât de bun, sincer, pentru că nu am crezut în el, aș fi cumpărat, să zic, 5 seturi, pentru că, nu știu, depinde ce geluri folosești, în funcție de pigmentația lor, uneori le cureți cam greu și, na, ca să ai mereu bureței din ăștia curați, pentru că costă undeva la 15 lei și nu este o avere, deci îți permis să-ți cumperi mai multe seturi. Revin încă o dată cu albastru pentru că am pus prea mult alb, să zic așa, nu vreau să predomine culoarea alb, ci culoarea albastru mai mult în acest ombre. Și după ce l-am uscat, o să aplic top coat mat de la Buff, unde, dacă respecti regulile ce eu le-am scris în secțiunea descriere a acestui videoclip sau în comentariul fixat de mine, în primul comentariu sub acest video, primești și la Buff o reducere de 10%. De asemenea, și la Buff va fi Black Friday, deci pregătește-ți lista pentru că ce bunăciuni sunt la Buff și la Noblesse și pe unghii false sunt chestii nail art foarte, foarte ieftine, foarte bune la preț, așa că te încurajezi să-ți pregătești o listă mare și atenție pentru că vine Crăciunul. Aprovizionează-te cu roșu mult. Pe o dischetă aplic cleaner, pun torn cleaner și degresez topul mat aplicat adineaori.
Asta după ce, bineînțeles, s-a uscat bine, bine și iată ce frumos arată. E destul și atât, da? Este deja o manicură de iarnă. Pentru că a rămas ceva zgrumțurei pe unghiuța mea, acești zgrumțurei nu au rămas așa de capul lor, ci pentru că eu am fost foarte neglijentă. Dar îmi place că s-a întâmplat acest lucru și îți arăt cum luăm acest zgrumțuiei. Pur și simplu, cu un bit lacrimă roșu de pe distridentplus.ro, la o durație mică, mică, numai cât să se învârtă freza, dacă realizezi ce încet merge, nu este videoclipul dat pe slow motion, ci pur și simplu merge foarte încet, ating mărunt și finuț acolo pe acel zgrumțureș se duce. Cu gelul 3D White Gel tot de la Noblesse Nails, pentru că I love it, încep și impictez niște fulgi minunați. O să vezi, draga mea urmăritoare, ce model splendid și spectaculos o să fie acest tutorial cu model de unghii de Crăciun. O să fie foarte, foarte spectaculos. Fulgi de iarnă în relief 3D cu acest gel care mie îmi place maxim. Și cred că am mai spus-o și nu vreau să mă repet, dar îmi place să spun asta. Este gelul meu favorit în materie de gel 3D, pentru că nu am întâlnit încă un gel care, cum îl pui așa să stea, așa de ridicat, așa de, nu știu, nu se deformează deloc. După ce le așez, exact așa rămâne. Mă folosesc de pensula Nail Art de la Diamond Nails, pur și simplu așa se numește, Nail Art. Însă, draga mea urmăritoare, găsești linkul fiecărui produs folosit în acest tutorial în descrierea lui sau în comentariu fixat la primul comentariu sub acest video. Așadar, nu te chinui să le cauți pe site-uri, ci pur și simplu caută în descriere, citește tot ce e pe acolo, pentru că sunt lucruri interesante și importante pentru tine și pentru viitorul tău în materie de unghii tehnice, în domeniul unghiilor sau în domeniul manicurilor sau cum să le spunem, și citește tot ce scrie pe acolo. Încep eu să-ți spun acum, pentru că urmează o perioadă plictisitoare, să zic așa, pe videoclip, și anume pictarea fulgilor de iarnă, fulguleților 3D, și încep să-ți spun că, draga mea, ca să vezi mai multe tutoriale de unghii tehnice, de modele de Crăciun sau de întreținere și construcție și orice în materie de unghii tehnice, înscrie-te pe Patreon, cursuri online de manicură, unde am mai multe nivele de cursuri. Cel mai avantajos și ideal pentru tine se numește întreținere, apoi cel mediu cu o durată începând din 1 noiembrie până în 31 decembrie 2019, are prețul mediu și cel mai mic preț și cu cele mai mici avantaje, să zic așa, se numește diverse, unde deocamdată am cele mai multe cursante înscrise și spre bucuria mea toate sunt foarte mulțumite de ceea ce eu postez acolo. Draga mea, de ce spun că nivelul întreținere este cel mai avantajos? Pentru că plătind prețul lui economisești 10 dolari și ai acces gratuit la nivelul Crăciun în perioada nivelului, da? În perioada valabilă a nivelului, pentru că nivelul, după cum spuneam, este valabil doar din 1 noiembrie până în 31 decembrie, căci apoi nu mai pictăm modele de Crăciun, și acces nelimitat gratuit la nivelul diverse. În fiecare nivel postez două videoclipuri pe lună, unul din 1 până în 15, iar altul din 15 până în 30, sau mă rog, până la sfârșitul lunii. Iar în nivelul Crăciun, unde postez modele mult mai complicate decât ceea ce tu vezi aici pe YouTube, modele de unghii de Crăciun frumoase, așa, fantastice, postez un videoclip, un curs în fiecare zi de luni. Da? Din 1 noiembrie până în 31 decembrie, în fiecare zi de luni postez un curs. Așa mi-am luat angajamentul, însă dacă timpul îmi permite, voi posta chiar și mai mult de atât, însă dacă nu, încerc doar să mă respect angajamentul. Așadar, draga mea cursantă sau urmăritoare, abonează-te acum și rapid la nivelul de întreținere, pentru că
În acest nivel, locurile sunt limitate. Sunt doar 40 de locuri, însă în acest moment mai sunt doar 19 locuri disponibile, pentru că 21 deja sunt ocupate. Am 21 de cursante în acel nivel și toate 21 nu par să fie nemulțumite, pentru că dacă ar fi și-ar anula abonamentul sau mi-ar scrie în privat, măi, ești nesimțită, știi, n-ai făcut bine, nu ne arăți, nu e destul, nu e de ajuns. Însă eu primesc mereu comentarii, cea mai bună profă, the best, ești formidabilă, ești incredibilă, datorită ție, bla bla bla, știți voi. Știți voi despre ce vorbesc, pentru că și de aici, de pe YouTube, pe gratis, primesc astfel de comentarii, cum că sunt cea mai bună și că de la mine se învață mai mult decât la cursul de bază unde s-a plătit X sumă de roni și așa mai departe, și de la mine de aici s-a învățat gratuit mai mult decât de la cursul de bază. Așadar, draga mea, dacă de aici ești mulțumită, unde plătești și bănuți, de ce nu ai fi? Te întreb eu, de ce nu ai fi? Așadar, grăbește-te și înscrie-te cât mai sunt locuri libere la nivelul de întreținere. Asta, de ce spun grăbește-te și de ce am motive să te încurajez să te înscrii rapid? Pentru că inițial au fost doar 20 de locuri disponibile și în momentul în care m-am decis să măresc limita locurilor, erau deja 19 persoane înscrise și m-am decis să o măresc ca cât mai multe cursante să beneficieze de acest discount de 10 dolari. Cum spuneam, dacă cineva se abonează la acest nivel, în loc de 32 de dolari pentru 3 nivele, va achita lunar doar 20 de dolari. Nu e tare? E tare, nu? E cool chestia asta. Așa și bombă, dacă cine este înscris în 2019 în acest nivel de întreținere, în data de 1 ianuarie 2020 va intra în tombola ce are ca premii 5 locuri câștigătoare a câte o ședință gratuită în privat cu mine, timp de minim o oră, maxim 3 ore, în care, draga mea, ghisce, pot să-mi adresez orice și oricâte întrebări legate de manicură, de unghii tehnice, de... Pot să mă întreb și câți ani am sau, nu știu, orice altceva, însă preferabil de domeniul unghiilor tehnice, pentru că sunt convinsă că ai multe întrebări. Și înscrie-te rapid la nivelul de întreținere și pregătește-ți lista, pentru că s-ar putea să te afli printre cele 5 câștigătoare ale premiului, ale premiilor, da, care spuneam că sunt o ședință gratis în privat cu mine. Așadar, draga mea urmăritoare, te invit cât mai rapid să te înscrii la nivelul de întreținere pe Patreon, a cărui link de înscriere îl găsești tot în descrierea videoclipului sau fixat în primul comentariu sub acest videoclip mai jos. Dă-i rapid un click și vezi despre ce e vorba, vezi cât costă, vezi descrierea mai detaliată și sunt convinsă că ești încântată și abia aștept și eu și tu cred că aștepți să te vezi înscrisă și să vezi ce am filmat eu acolo și ce am postat. Nivelul de întreținere este vorba doar despre întreținere, deci absolut orice, absolut totul despre întreținere. Nu mai este nici o informație care să o țin doar pentru mine. Este exact ca și la cursul meu de bază de unghii tehnice de la fața locului din salon, unde, draga mea, de asemenea, te aștept să te înscrii la cursul meu de bază. Mai sunt 3 locuri disponibile. Cursul se ține în data de 27, 28, 29, 30 decembrie anul acesta. Și te aștept cu drag în privat pentru mai multe detalii. De asemenea, ca să găsești linkul, ca să intri în privat cu mine pe Facebook-ul meu personal, găsești linkul tot așa fixat în primul comentariu sau în descrierea videoclipului. Așadar, draga mea, te aștept în privat pentru mai multe detalii despre cursul de bază, ce anul acesta se mai ține, după cum spuneam, în 27 decembrie, apropo, e ziua mea, voi lucra de ziua mea, te aștept cu drag, 27, 28, 29, 30 decembrie anul acesta. Și, atenție,
Și aici am un bombot pentru tine. Toate cursantele din anul 2019, de la cursurile fizice de bază sau de perfecționare din salon, vor intra într-o tombolă. Tot așa, extragerea va fi în data de 1 ianuarie. Deci anul îl începem cu bine, așa, cu forță, cu surprize maxime. În data de 1 ianuarie, deci vei intra într-o tombolă în care una dintre cursante câștigă un curs gratuit în valoare de minim 400 de lei, care, a cărui dată se va alege la înțelegere împreună cu mine, da? În funcție de locurile disponibile. Asta încă nu știu să spun pentru că nu m-am decis, încă nici măcar nu am lista pentru 2020 a cursurilor și din cauza aceasta nu pot să promit mai multe detalii, ci doar atât că valoarea minimă a cursului este de 400 de lei și că una dintre cursantele din anul 2019 de la cursurile mele de la fața locului din salon, din Bistrița, da, pentru că din Bistrița sunt eu și în Bistrița țin cursurile, va intra între această tombolă ce are ca premiu un curs gratuit de o în valoare de minim 400 de lei. Cât de tare e asta? Cât de tare să fie asta? Nu e așa că e tare? Știu, așadar, draga mea, intră repede în privat cu mine să afli detalii despre cursul de bază care se va ține, repet, în 27, 28, 29, 30 decembrie. Să vezi detalii și să vezi dacă poți să ajungi, pentru că știu, este între sărbători. În general, acest sau ideal acest curs l-am format pentru persoanele ce au rude sau provin din Bistrița și se întorc acasă de Crăciun. În general, pentru aceste persoane am creat cursul, pentru că multă lume când intră în privat cu mine și le spun data cursurilor, îmi spune, păi știi, nu pot să-mi iau concediu și de Crăciun și de Paște și să mai vin și o săptămână pentru cursul tău. Și atunci, din cauza aceasta, am ales să lucrez de ziua mea și între sărbătorile de iarnă, pentru tine, draga mea, ca să te întorci acasă de Crăciun, să fii și cu familia și la cursul de bază. Într-adevăr, când ești la curs, ești doar la curs, pentru că începe de dimineață, de la ora 9 și se termină seara, destul de târziu, ora, aș putea să spun. E în funcție de tine, nu e în funcție de mine, eu nu am o limită de program, însă, în principiu, toate cursantele nu au terminat mai repede de ora 5, ora 17 după masa. Așadar, cam până la 17 sau până mai târziu de 17, durează zilnic cursul de bază, așa că sper să ai un concediu un pic mai lung ca să fii totuși și acasă cu familia. Te aștept, draga mea cursantă, pentru că ai foarte multe motive să vii. În primul rând, pentru că grupa maximă e de 6 cursante și asta înseamnă că poți să-ți dau atenție nelimitată și maximă, plus sunt mai multe detalii, dar care le vei primi în privat. Dacă nu ești mulțumită de ceea ce ai învățat timp de 4 zile, poți să-ți mai alegi încă 2 zile în plus de curs pentru o sumă mult mai avantajoasă de bani și multe, multe detalii, dar care, îți spuneam, le vei afla în privat dacă intri pe Messenger în discuții cu mine. Draga mea cursantă, urmăritoare, youtuberiță sau cum să-ți mai spun, cât de tare începem noi anul 2020? Ia spune-mi tu, nu e așa că e tare, sunt surprize frumoase, sunt lucruri faine care poți să le câștigi și eu zic că merită să te înscrii ori online, ori la cursul fizic. Cel mai am în 2019, anul acesta. Am chiar emoții și atenție, draga mea, să știi că la cursul fizic mai sunt doar 3 locuri disponibile. Deci 3 sunt ocupate, 3 mai sunt disponibile. Așadar, dacă totuși te gândești să faci un curs cu mine anul acesta și să beneficiezi de oportunitatea de a intra în acea tombolă, intră în privat cu mine și vezi despre ce e vorba. Poate te vei înscrie și, ce să zic, de ziua mea vei fi alături de mine. Poate să-mi cânți la mulți ani, la final de zi de curs. Promit că în prima zi de curs, deci de ziua mea, nu vă torturez tare, fiindcă e ziua mea, după aia vă torturez un pic mai tare decât în prima zi. În prima zi vă torturez cu plictiseală pentru că este doar teorie și te pun să scrii mult și să desenezi,
ca și la școală sau la grădini, mai bine zis, pentru că vom face multe, multe desene, foarte multe desene explicative din domeniul unghiilor tehnice. Și atunci vei înțelege multe lucruri care până atunci, din videoclipurile mele, atât online la cursuri, ori pe YouTube, gratuit, nu-ți dai seama. N-ai cum să-ți dai seama de lucrurile alea. O să fii șocată. Am avut cursante care au venit la cursul de bază, deși eu au absolvit deja un curs de bază, dar un curs de bază de la așa, în grupă de câte 20 de fete, care costă 800 de lei. Și au venit la cursul meu, încă o dată, practic, la curs de bază, și nu le-a venit să creadă câte lucruri au mai aflat și cât de importante erau acele lucruri pentru ele și cât de mult le-a lămurit situația, da? Ele nu înțelegeau până atunci lucruri multe și de la cursul meu au fost foarte lămurite și multe lucruri își aveau logică și își aveau rost. După ce am terminat de pictat acest minunat fulgi de zăpadă cu gelul 3D White de la Noblesse, degresez și iată, gata, modelul de astăzi este gata. Draga mea urmăritoare, te pup de nu te vezi, te îmbrățișez și încearcă să zâmbești și să simți atmosfera Crăciunului cât mai intens, să primești clientele cu drag și cu modele de Crăciun, de unghiuțe frumoase și splendide. Te pup și ne vedem data viitoare. Ia uite ce poză frumoasă am făcut. Ia uite ce minunăție e. Îmi place atât de mult, o ador. Te pup, draga mea, te iubesc și te pup și te iubesc și te pup și te iubesc, 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 te iubesc